Lumea mea s-a schimbat într-o zi când a început să plouă cu tot felul de cărți. La început păreau inofensive și cu câțiva alți puști am inventat un joc nou și interesant. Așa ne-am dat seama că acele cărți nu erau chiar cărți inofensive. Purtau în ele puteri incredibile din alte lume. Eu sunt Dan și împreună cu prietenii mei Runo, Marucho, Julie, Shun, însuși domnul mare și tare, și Alice, suntem luptătorii Bakugan! Bakugan, un scop dolu! Ce o să te faci? Sorții sunt împotriva ta. Ești cu spatele la zid de tot ce ai mai bun. E ultima înfruntare. Puterea e în duele. Se ciocnesc înăuntru tău. Să lupți pentru bine. Să nu dispară tot, tot, tot. Este Bakugan. Luptătorii Bakugan în ultima aventură a lui Dan. Ce bine îmi pare că te-ai mutat în cartierul nostru, Joe. Și mulțumim că ne-ai strâns așa pe toți împreună. Nu mai trebuie să fii luptător Bakugan doar pe internet. Poți fi luptător pe viu. Da, acum ne putem lupta împreună. Va fi extraordinar. Hei, băieți, nu vreau să schimb subiectul, dar oare pe unde se ascund Alice și Runo? A, cine știe pe unde cu chestii de ale lor. Se vor întoarce curând. Mă întrebam, Joe, ați reușit să vă instalați în noul apartament? Da, mulțumesc de întrebare. Și lui Wyvern pare să-i placă foarte mult. Wow, minunat! Legendara Wyvern! Mă bucur să te cunosc. Eu sunt Dan, iar el este Bakuganul meu, Drago. Wyvern, ești chiar tu? Mă bucur să te văd din nou, Drago Rooney. Ha? Drago Rooney? Cine e Drago Rooney? Eu sunt. Dar de ce ți-a spus Drago Rooney? Eu cred că se cunosc din Vestroia. Și chiar m-aș aventura să cred că sunt mai mult decât prieteni vechi. Oh, wow, e adevărat? Tu și Drago ați fost cândva împreună? Ei bine, da, trebuie să recunosc că eu și Drago am fost împreună. Nu-i așa, Drago Rooney? Ba da, dar te rog, nu în fața copiilor. Oh, oh, Drago Rooney, încă te mai pricep să mă scoți din sărite, nu-i așa? Oh, doamne, scârbos! Se pare că bătrânul Drago e un adevărat amorez, nu-i așa, Angelo? Încercările tale de a fi amuzant sunt lipsite de tact. Ai face mai bine să taci. Mai bine rămâneam în pat. Ești cel mai grozav. Destul! Ce era atât de important că ne-ai chemat pe toți aici, Joe? Mă gândesc că nu doar pentru a cunoaște pe Wyvern. Deci ce e? Ce? Te-ai luptat cu Masquerade și l-ai învins? Tu vorbești serios? Nu pot să cred! L-ai învins pe Dual Hydronoidul lui Masquerade! Păi, Wyvern înmagazinează energia pozitivă din miezul infinitului. E adevărat! Pe scurt, miezul se hrănește cu energia pe care adversarul o eliberează în luptă și în același timp concentrează toată această energie împotriva adversarului. Vestea proastă este că Masquerade nu se va opri doar pentru că a pierdut o bătălie. În cele din urmă, Hydronoid va evolua. Iar când va reuși, se va întoarce să-și ia revanșa. Am câștigat doar o bătălie. Joe are dreptate. Masquerade va încerca să-și ia revanșa. Dacă Hydronoid evoluează, atunci putem să ne luăm adio de la nucleul infinitului. Să nu mai vorbim că va fi a lui Naga. Cu miezul tăcerii și cel al infinitului în puterea sa, ar putea distruge și Vestroia și lumea voastră. Ar fi sfârșitul nostru al tuturor. Prieteni, trebuie să-l oprim. Nu putem permite asta. Trebuie să-l învingem pe Masquerade, să protejăm miezul infinitului. A dreptate! Luptătorii sunt ultima șansă a întregului univers. Putem reuși! Băieți, uitați cum văd eu lucrurile. Misiunea noastră presupune să producem Bakuganul suprem cât mai repede posibil. Și cel mai important, trebuie să facem acest lucru înaintea lui Masquerade. Da, și deja suntem în avantaj. După ce am trecut cu bine de încercările din dimensiunea morții, Bakuganii noștri au început să evolueze. Mai ales micul meu Gorm. Sunt sigură că foarte curând unul dintre ei se va transforma în Bakuganul suprem. Excelentă observație, Julie. Și Preyas și Skyres au început deja să evolueze. Oh, și să nu uităm de tigrarea lui Runo. Sunt atât de emoționată. În momentul ăsta nu putem decât să ne imaginăm
Hei, pot să mă lași în pace? Ce-a fost asta? Păi eu... Ei bine, eu nu am trecut testul ăla tâmpit. Poftim? Tu n-ai trecut testul? Nu poate fi adevărat, Dan. Lăsați-mă să vă explic, băieți. În dimensiunea morții mă luptam cu un clovn care avea o mască. Și când i-am dat-o jos, era Runo, apoi Marucho, apoi Julie și la sfârșit Shun. Dar asta nu e tot. Apoi Apolonir mi-a spus că am pierdut și dacă vreau să trec testul, trebuie să mă bat cu fiecare dintre voi în parte și să vă înving. Asta înseamnă că noi trebuie să pierdem pentru ca tu să treci testul? Deci probabil că tu n-ai evoluat încă, nu-i așa, Drago? Corect. Nici măcar puțin? Deloc. Nici măcar puțin, puțin, puțin de tot? Ți-am mai spus nu! Deci asta e. Trebuie să te lupți cu fiecare dintre noi. Pentru ca Drago să evolueze, trebuie să-i învingă pe fiecare dintre bakuganii noștri. E simplu. Fiecare se luptă cu Drago și lasă să câștige, apoi paf puping, Drago evoluează. Ce? Ești nebun, Preyas? Nu suport durerea și nu fac asta pentru nimeni, pricepi? Sunt de acord. Trebuie să intrăm în luptă cu mândria și integritatea neștirpite, da? Ce? Am căzut de acord? Da, cred că da. Așa se întâmplă mereu. Acum eu sunt întălăul. Bun! Ce-ați zice să începem odată lupta asta? Ha? Serios? Foarte serios! E momentul să-l pun la încercare pe adorabilul și evoluatul meu, Gorum, să văd cum se descurcă în luptă! Voi începe cu cartea de îndemânare Hammer Gorum, dar fii atent! Nu luăm prizonieri! Hei, așteaptă puțin! Oten, nu mă subestima pentru că... După ultimele clasamente, Bakugan te ajung din urmă, așa că mai bine nu te mai da mare, prietene! Bun, acum că am lămurit și chestia asta, cred că e timpul să trecem la treabă. Luptăm în felul meu, Gorum al meu, împotriva lui Drago, fără ajutor din partea celorlalți, pricepi? Bine așa să fie, dar un lucru, să nu vii la mine atunci când vei pierde. Să înceapă lupta! Câmp deschis! Carte de poartă pregătită! E timpul să luptăm, Drago! Bakugan, luptă! Bakugan, luptă! Ha! Drago, ridică-te! Gorum, ridică-te! Wow, deci ăsta e Hammer Gorum! E uriaș! Pariez că are o forță pe măsură! Haide, Gorum, să le arătăm de ce suntem în stare! S-a făcut! Ha! Cred că e timpul să-l punem la treabă pe Hammer! Carte de îndemânare activată! Impact major! Asta e pentru tine, Julie! Cartea de îndemânare impact major crește puterea lui Gorum cu 200 G. Drago! Câtă forță! Se pare că diferența de forțe e prea mare pentru Drago. Dacă Julie o ține tot așa, Dan și Drago n-au nicio șansă. Gorum, ce-ai zice să-i spulberăm? Ar fi bine să te ferești, Gorum, sau te-ai fript. Carte de poartă deschisă! Lupta asta începe să mă plictisească, Drago. Ești pierdut! Acum ce mai e? Scuze-mă, Dan, dar eu conduc lupta asta. Când cartea mea de îndemânare impact major este activată, cartea ta de poartă e inutilă. Gorum, termină cu ei. Nu-i bine, se pare că nu am decât o singură șansă să le limit. Drago! Drago! Fă ceva, Dan! Eu mi-am dezlănțuit bestia, fă și tu la fel! Scoate ce mai bun din Drago sau pierzi! Nu, nu pot! Doar știi asta, Julie! Ce își imaginează că face? Mai are un as în mânecă și refuză să-l folosească! Pur și simplu nu pricep strategia asta a lui!
Fii atent, Marucho. De unde până unde a ajuns Julie să stea pe umărul lui Gorham în timpul luptei? Îți dai seama ce s-ar întâmpla dacă Dan ar ataca acum? Ai dreptate! L-ar lovi și pe Gorham, dar ar lovi-o și pe Julie. În regulă, Gorham. Dacă nu vor să joace, atunci hai să-i terminăm. Drago! Nu-mi place chestia asta, nu pot să țintesc ca lumea. Julie, nu te mai băga! Oh, nu te mai plângi atât! Te lupți sau ce faci? Of, ce să fac? Fă ceva! Nu pricep că dacă tu și Drago pierdeți lupta asta, pierdem cu toții? Vrei să mă lași în pace? Știu eu ce am de făcut! Hei, chiar încep să mă enervez, Dan! Nu înțelegi? Dacă aș crede că Gorham poate deveni Bakuganul suprem, nu crezi că aș risca totul? Da, ai dreptate! Înțeleg! Julie îl provoacă pe Dan pentru a-l motiva să câștige! Genial! Dacă ești prea laș să mă ataci, atunci tu și Drago nu meritați să câștigați! Ei? Ce-mi răspunzi? Mi-a ajuns, Julie! Ești gata, Drago? Ca niciodată, Dan! Să facem asta! Carte de îndemânare activată! Atac lovitura D! Atenție! Puterea lui Dragonoid crește. În regulă! Acum sunt la egalitate! Ține-te bine, Gorham! Crezi că asta e prea mult? N-ai văzut nimic încă! Carte de îndemânare fuzionată activată! Atac lovitura T! Puterea lui Dragonoid crește cu 200 G. Nu mai rezist! Lupta asta e încheiată! Ai câștigat, Drago! De data asta ai câștigat! Julie! Dan, Julie, ați reușit! Dar sunteți teferi? Hei, Julie, revino-ți! Trebuie să te trezești! Tu ești Dan? Ce s-a întâmplat? Julie! Te-am păcălit! Oh, Dan, sunt așa de mândră de tine! Îmi pare rău că a trebuit să te chinui atât, dar ești cel mai bun! Oh, Doamne! Oh, Julie, chiar ne-ai speriat pe toți! Ești o actriță foarte bună! Dar te rog, să nu mai faci asta niciodată! Serios, Julie, îți mulțumesc că ai tras atât de mine! Hei, dacă nu mai fi chinuit așa, nu cred că Drago și cu mine am fi reușit să îl învingem pe Gorham! Gata! Destul cu trâncăneala! Cine urmează? Hei, Gurule, dacă încerci să ne sperii cu discursul tău, nu ține să știi asta! Exact! Eu zic să intrăm noi, ce zici, Marucio? Sunt de acord! Bine, Dan! În numele Bakuganului meu te provoc la luptă! Oh, frățioare, ce amuzant va fi! Drago s-a zis cu tine! Eu nu prea mă laud, dar între noi doi te-ai frit, Drago! Parcă nici nu vine să cred! În curând voi fi Bakuganul suprem! Câmp deschis! Carte de poartă pregătită! După calculele mele putem învinge! Bakugan, luptă! Freyan, ridică-te! Cine nu-i gata, îl iau cu lopata! Trebuie să fim atenți, Daniel! O mișcare sau un calcul greșit și bătălia e pierdută! Ai dreptate! Eu zic să începem cu apărarea! Bakugan, luptă! Ha! Drago, ridică-te! Detectez o nouă bătălie. Îți admir curajul de a mă lăsa pe mine să fiu primul! Începem! Bakugan, luptă! Diablo, ridică-te! Acum sprăiesc Diablo la datorie, domnule! Începe bătălia! Bun! Hai să terminăm odată cu povestea asta, să dansăm! Mai ușor, Diablo! Eu sunt la comandă! Glumești! Acum sprăiesc! Schimb de atribut, Darkus! Tara, privis, cea mai complexă mașină de luptă. Ei, da, puștilor, mă puteți închiria pentru ziua de naștere. Carte de îndemânare activată. Darkus și Preyas luptă pe diagonală. Puterea lui Preyas crește cu 500 G. Se pare...
pare că Măruce o conduce cu cartea sa cea mai puternică. Părerea mea este că face o mare greșeală. Hei, Diablo, momentul ăsta e numai al meu. Preies, puștule, știu ce fac, așa că lasă-mă pe mine să mă ocup de asta. Wow, carte de îndemânare activată! N-ai să faci asta! Carte de îndemânare activată! Water Refrain! A, da? Grăbește-te, Dan! Stai liniștit! Carte de poartă, deschide-te! Crește puterea lui Dragonoid. Gata, al meu ești, Drago. Ești bine? Da, da, sunt bine, dar a fost o lovitură destul de grea pentru capul meu. Asta a fost cât pe ce, Dan. Poate că ar trebui să schimbăm strategia. Da, am avut noroc să terminăm la egalitate. Ești gata, Dan? Runda asta ești pierdut, Marucio. Bakugan, luptă! Drago, ridică-te! Yeah. Începe o nouă bătălie. Așteaptă puțin, rândul meu când vine? Carte de poartă, deschide-te! Triplă bătălie! Îmi cam pierd răbdarea, Angelo! Bakugan, luptă! Angelo, ridică-te! Aquas Preas Angelo la dispoziția dumneavoastră. Și Preas, nu-ți face nicio problemă, mă ocup eu de tot. Minunat, mersi că ai venit, prietene. Aquas Angelo intră în luptă dublând puterea lui Preas, acum la 800 G. Propun să lucrăm în tandem și să-l învingem de prietenul nostru, Drago. Băi, desigur, o idee excelentă. Hei, Dan, fii pregătit să pierzi. Stai liniștit, nu pierd. Wow! Sean, nu e așa că e emoționant? N-am văzut niciodată o bătălie mai intensă! Wow! Foarte distractiv! Iar Drago curăță tot în cale! Ce mai bătălie! Nu mai rămâne decât să fac ultima mutare și Preas iese din scenă! Preas, i-am anulat îndemânarea! Drago e vulnerabil! Continuă atacul! Nu e bine, prietene! Nu mai avem timp! Ha? Ce frumos! Mi-ar plăcea să continui bătălia asta, dar îl solicită prea mult pe Drago. Gata, e timpul să-l terminăm. Drago, mă bazez pe tine, prietene! Nici o problemă! Mua! Cartea de îndemânare activată! Atac lovitura de... Crește puterea lui Dragonoid. Carte de îndemânare fuzionată activată. Lovitura de extremă. Dragonoid. Crește puterea lui Dragonoid cu 200 G. Ține de mine, Preas. Nu vreau o zi bună. Recunosc, ai învins. Hei, nu-i drept, contez rezultatul. Vreau un raport detaliat, înțelegeți? Pe doi am învins, mai rămâne unul. Gata, Shun? Bineînțeles, dar nu astăzi. Ești obosit, Dan, și ar fi prea ușor. Mai bine așteptăm. Ne vedem aici mâine dimineață. Sigur! Ce ciudat! Oare unde s-o fi dus? Deci, asta e dimensiunea morții. Deci, Masquerade? Pentru ce vrei miezul infinitului? Îmi pare rău, dar asta nu te privește. Soldați legendari! Dacă mă auziți, arătați-vă! Vă provoc acum la luptă! Deci, tu ești cel rău care a fost trimis din cealaltă lume? Ha! Îți mulțumesc pentru primirea deosebită, oricine ai fi. Dă-mi voie să-ți fac cunoștință cu adversarul tău. Cred că o cunoști deja.
Ha! Să terminăm odată cu povestea asta. What are you gonna do? The odds are stacked against you. Back against the wall. Gotta give it your all. This is the final stand. The power's in your hands. Two worlds collide on the inside. You gotta fight for what's right before it's gone, gone, gone. This is back and gone. Lumea mea s-a schimbat într-o zi când a început să plouă cu tot felul de cărți. La început păreau inofensive și cu câțiva alți puști am inventat un joc nou și interesant. Așa ne-am dat seama că acele cărți nu erau chiar cărți inofensive. Purtau în ele puteri incredibile din alte lume. Eu sunt Dan și împreună cu prietenii mei Runo, Marucho, Julie, Shun, însuși domnul mare și tare, și Alice, suntem luptătorii Bakugan! Bakugan, un scop, două luni. Ce o să te faci? Sorții sunt împotriva ta. Ești cu spatele la zid de tot ce ai mai bun. E ultima înfruntare. Puterea e în dure. Se ciocnesc înăuntru tău. Să lupți pentru bine, să nu dispară tot, tot, tot. Este Bakugan. Luptătorii Bakugan în ultima aventură a lui Dan. Ce bine îmi pare că te-ai mutat în cartierul nostru, Joe. Și mulțumim că ne-ai strâns așa pe toți împreună. Nu mai trebuie să fii luptător Bakugan doar pe internet. Poți fi luptător pe viu. Da, acum ne putem lupta împreună. Va fi extraordinar. Hei, băieți, nu vreau să schimb subiectul, dar oare pe unde se ascunde Alice și Runo? A, cine știe pe unde cu chestii de ale lor? Se vor întoarce curând. Mă întrebam, Joe, ați reușit să vă instalați în noul apartament? Da, mulțumesc de întrebare. Și lui Wyvern pare să-i placă foarte mult. Wow, minunat! Legendara Wyvern! Mă bucur să te cunosc. Eu sunt Dan, iar el este Bakuganul meu, Drago. Wyvern, ești chiar tu? Mă bucur să te văd din nou, Drago Rooney. Ha? Drago Rooney? Cine e Drago Rooney? Eu sunt. Dar de ce ți-a spus Drago Rooney? Eu cred că se cunosc din Vestroia. Și chiar m-aș aventura să cred că sunt mai mult decât prieteni vechi. Oh, wow, e adevărat? Tu și Drago ați fost cândva împreună? Ei bine, da. Trebuie să recunosc că eu și Drago am fost împreună. Nu-i așa, Drago Rooney? Ba da, dar te rog, nu în fața copiilor. Oh, oh, Drago Rooney, încă te mai pricep să mă scoți din sărite, nu-i așa? Oh, doamne, scârbos! Se pare că bătrânul Drago e un adevărat amorez, nu-i așa, Angelo? Încercările tale de a fi amuzant sunt lipsite de tact. Ai face mai bine să taci. Mai bine rămâneam în pat. Ești cel mai grozav. Destul. Ce era atât de important că ne-ai chemat pe toți aici, Joe? Mă gândesc că nu doar pentru a cunoaște pe Wyvern. Deci ce e? Ce? Te-ai luptat cu Masquerade și l-ai învins? Tu vorbești serios? Nu pot să cred! L-ai învins pe Dual Hydronoidul lui Masquerade! Păi, Wyvern înmagazinează energia pozitivă din miezul infinitului. E adevărat! Pe scurt, miezul se hrănește cu energia pe care adversarul o eliberează în luptă și în același timp concentrează toată această energie împotriva adversarului. Vestea proastă este că Masquerade nu se va opri doar pentru că a pierdut o bătălie. În cele din timpul să trecem la treabă!
Luptăm în felul meu, Gorm al meu, împotriva lui Drago, fără ajutor din partea celorlalți, pricepi? Bine așa să fie, dar un lucru, să nu vii la mine atunci când vei pierde. Să înceapă lupta! Câmp deschis! Carte de poartă pregătită! E timpul să luptăm, Drago! Bakugan, luptă! Bakugan, luptă! Ha! Drago, ridică-te! Gorm, ridică-te! Wow, deci ăsta e Hammer Gorm! E uriaș! Pariez că are o forță pe măsură! Haide, Gorm, să le arătăm de ce suntem în stare! S-a făcut! Ha! Cred că e timpul să-l punem la treabă pe Hammer! Carte de îndemânare activată! Impact major! Asta e pentru tine, Julie! Cartea de îndemânare impact major crește puterea lui Gorm cu 200 G. Drago! Câtă forță! Se pare că diferența de forțe e prea mare pentru Drago. Dacă Julie o ține tot așa, Dan și Drago n-au nicio șansă. Gorm, ce ai zice să-i spulberăm? Ar fi bine să te ferești, Gorm, sau te-ai fript. Carte de poartă deschisă! Lupta asta începe să mă plictisească, Drago. Ești pierdut! Acum ce mai e? Scuză-mă, Dan, dar eu conduc lupta asta. Când cartea mea de îndemânare impact major este activată, cartea ta de poartă e inutilă. Gorm, termină cu ei! Nu-i bine! Se pare că nu am decât o singură șansă să le limit. Drago! Drago! Fă ceva, Dan! Eu mi-am dezlănțuit bestia, fă și tu la fel! Scoate ce mai bun din Drago sau pierzi! Nu, nu pot! Doar știi asta, Julie! Ce își imaginează că face? Mai are un as în mânecă și refuză să-l folosească! Pur și simplu nu pricep strategia asta a lui! Fii atent, Marucho! De unde până unde a ajuns Julie să stea pe umărul lui Gorm în timpul luptei? Îți dai seama ce s-ar întâmpla dacă Dan ar ataca acum? Ai dreptate! L-ar lovi și pe Gorm, dar ar lovi-o și pe Julie! În regulă, Gorm! Dacă nu vor să joace, atunci hai să-i terminăm! Drago! Nu-mi place chestia asta, nu pot să țintesc ca lumea! Julie, nu te mai băga! Oh, nu te mai plângi atât! Te lupți sau ce faci? Of, ce să fac? Fă ceva! Nu pricep că dacă tu și Drago pierdeți lupta asta, pierdem cu toții? Vrei să mă lași în pace? Știu eu ce am de făcut! Hei, chiar încep să mă enervez, Dan! Nu-ți... Bun, hai să terminăm odată cu povestea asta, să dansăm! Mai ușor, Diablo! Eu sunt la comandă! Glumești! Aquos Reyes! Schimb de atribut, Darkus! Tara, priviți cea mai complexă mașină de luptă! Ei da, puștilor, mă puteți închiria pentru ziua de naștere! Carte de îndemânare activată! Darkus și Reyes luptă pe diagonală! Puterea lui Preyas crește cu 500 G. Se pare că Marucho o conduce cu cartea sa cea mai puternică. Părerea mea este că face o mare greșeală. Hei, Diablo, momentul ăsta e numai al meu. Preyas, puștule, știu ce fac, așa că lasă-mă pe mine să mă ocup de asta. Wow, carte de îndemânare activată! N-ai să faci asta! Carte de îndemânare activată! Gata, refrain! A, da? Grăbește-te, Dan! Stai liniștit! Carte de poartă, deschide-te! Crește puterea lui Dragonoid. Gata, al meu ești, Drago! Ești bine? Da, da, sunt bine, dar a fost o lovitură destul de grea pentru capul meu. Ah. Asta a fost cât pe ce, Dan. Poate că ar trebui să schimbăm strategia.
Da, am avut noroc să terminăm la egalitate. Ești gata, Dan? Runda asta ești pierdut, Marucio. Bakugan, luptă! Drago, ridică-te! Yes! Începe o nouă bătălie. Așteaptă puțin, rândul meu când vine? Carte de poartă, deschide-te! Triplă bătălie! Îmi cam pierd răbdarea, Angelo. Bakugan, luptă! Angelo, ridică-te! Aquas Preas Angelo la dispoziția dumneavoastră. Și Preas, nu-ți face nicio problemă. Mă ocup eu de tot. Minunat. Mersi că ai venit, prietene. Aquas Angelo intră în luptă dublând puterea lui Preas, acum la 800 G. Propun să lucrăm în tandem și să-l învingem de prietenul nostru Drago. Păi, desigur. O idee excelentă. Hei, Dan, fii pregătit să pierzi. Stai liniștit, nu pierd. Wow! Sean, nu e așa că e emoționant? N-am văzut niciodată o bătălie mai intensă! Wow! Foarte distractiv! Iar Drago curăță tot în cale! Ce mai bătălie! Nu mai rămâne decât să fac ultima mutare și Preas iese din scenă! Preas, i-am anulat îndemânarea! Drago e vulnerabil! Continuă atacul! Nu e bine, prietene! Nu mai avem timp! A? Ce frumos! Mi-ar plăcea să continui bătălia asta, dar îl solicită prea mult pe Drago. Gata, e timpul să-l terminăm. Drago, mă bazez pe tine, prietene. Nici o problemă. Mua! Cartea de îndemânare activată. Atac lovitura D. Crește puterea lui Dragonoid. Cartea de îndemânare. Înțelegi? Dacă aș crede că Goran poate deveni Bakuganul suprem, nu crezi că aș risca totul? Da, ai dreptate. Înțeleg! Julie îl provoacă pe Dan pentru a-l motiva să câștige. Genial! Dacă ești prea laș să mă ataci, atunci tu și Drago nu meritați să câștigați. Ei, ce-mi răspunzi? Mi-a ajuns, Julie! Ești gata, Drago? Ca niciodată, Dan. Să facem asta. Carte de îndemânare activată. Atac lovitura D. Atenție! Puterea lui Dragonoid crește. În regulă, acum sunt la egalitate. Ține-te bine, Goran! Crezi că asta e prea mult? N-ai văzut nimic încă. Carte de îndemânare fuzionată activată. Atac lovitura T. Puterea lui Dragonoid crește cu 200 G. Nu mai rezist. Lupta asta e încheiată. Ai câștigat, Drago. De data asta ai câștigat. Julie! Ați reușit! Dar sunteți teferi? Hei, Julie, revino-ți! Trebuie să te trezești! Tu ești Dan? Ce s-a întâmplat? Julie! Te-am păcălit! Oh, Dan, sunt așa de mândră de tine! Îmi pare rău că a trebuit să te chinui atât, dar ești cel mai bun! Oh, Doamne! Oh, Julie, chiar ne-ai speriat pe toți! Ești o actriță foarte bună! Dar te rog, să nu mai faci asta niciodată. Serios, Julie, îți mulțumesc că ai tras atât de mine. Hei, dacă nu mai fi chinuit așa, nu cred că Drago și cu mine am fi reușit să îl învingem pe Gorem. Gata, destul cu trâncăneala. Cine urmează? Hei, Gorule, dacă încerci să desperi cu discursul tău, nu ține să știi asta. Exact, eu zic să intrăm noi, ce zici, Marucio? Sunt de acord, bine, Dan? În numele Bakuganului meu te provoc la luptă! Oh, frățioare, ce amuzant va fi! Drago s-a zis cu tine!
Eu nu prea mă laud, dar între noi doi, te-ai fript, drago? Parcă nici nu vine să cred. În curând voi fi Bakuganul suprem. Câmp deschis! Carte de poartă pregătită! După calculele mele putem învinge! Bakugan, luptă! Freyans, ridică-te! Cine nu-i gata, îl iau cu lopata! Trebuie să fim atenți, Daniel! O mișcare sau un calcul greșit și bătălia e pierdută! Ai dreptate! Eu zic să începem cu apărarea! Bakugan, luptă! Ha! Drago, ridică-te! Detectez o nouă bătălie. Îți admir curajul de a mă lăsa pe mine să fiu primul. Începem! Bakugan, luptă! Diablo, ridică-te! Acus preiesc, Diablo, la datorie, domnule. Începe bătălia. Urmă, Hydranoid va evolua. Iar când va reuși, se va întoarce să-și ia revanșa. Am câștigat doar o bătălie. Joe are dreptate. Masquerade va încerca să-și ia revanșa. Dacă Hydranoid evoluează, atunci putem să ne luăm adio de la nucleul infinitului. Să nu mai vorbim că va fi a lui Naga. Cu miezul tăcerii și cel al infinitului, în puterea sa ar putea distruge și Vestroia și lumea voastră. Ar fi sfârșitul nostru al tuturor. Prieteni, trebuie să-l oprim. Nu putem permite asta. Trebuie să-l învingem pe Masquerade, să protejăm miezul infinitului. A dreptate! Luptătorii sunt ultima șansă a întregului univers. Putem reuși! Băieți, uitați cum văd eu lucrurile. Misiunea noastră presupune să producem Bakuganul suprem cât mai repede posibil. Și cel mai important, trebuie să facem acest lucru înaintea lui Masquerade. Da, și deja suntem în avantaj. Ai dreptate! După ce am trecut cu bine de încercările din dimensiunea morții, Bakuganii noștri au început să evolueze. Mai ales micul meu Gorm. Sunt sigură că foarte curând unul dintre ei se va transforma în Bakuganul suprem. Excelentă observație, Julie! Și Preyas și Skyres au început deja să evolueze. Oh, și să nu uităm de tigrarea lui Runo! Sunt atât de emoționată! În momentul ăsta nu putem decât să ne imaginăm care dintre bakuganii noștri va salva universul. S-a întâmplat ceva, Dan? Ești foarte tăcut. Nu fi așa de trist, prietena! Luptătorul Bakugan trebuie să fie viteaz și puternic, pricepi? Hai, înveselește-te, domnule! Hei, pot să mă lași în pace? Ce-a fost asta? Păi eu... Ei bine, eu nu am trecut testul ăla tâmpit. Poftim? Tu n-ai trecut testul? Nu poate fi adevărat, Dan. Lăsați-mă să vă explic, băieți. În dimensiunea morții mă luptam cu un clovn care avea o mască. Și când i-am dat-o jos, era Runo, apoi Marucho, apoi Julie și la sfârșit Shun. Dar asta nu e tot. Apoi Apolonir mi-a spus că am pierdut. Și dacă vreau să trec testul, trebuie să mă bat cu fiecare dintre voi în parte și să vă înving. Asta înseamnă că noi trebuie să pierdem pentru ca tu să treci testul? Deci probabil că tu n-ai evoluat încă, nu-i așa, Drago? Corect. Nici măcar puțin? Deloc. Nici măcar puțin de tot? Ți-am mai spus nu! Deci asta e. Trebuie să te lupți cu fiecare dintre noi. Pentru ca Drago să evolueze, trebuie să învingă pe fiecare dintre bakuganii noștri. E simplu, fiecare se luptă cu Drago și lasă să câștige, apoi paf puping, Drago evoluează. Ce? Ești nebun, Preyas? Nu suport durerea și nu fac asta pentru nimeni, pricepi? Sunt de acord, trebuie să intrăm în luptă cu mândria și integritatea neștirpite, da? Ce? Am căzut de acord? Da, cred că da. Așa se întâmplă mereu, acum eu sunt întălăul. Bun, ce-ați zice să începem odată lupta asta? Serios? Foarte serios! E momentul să-l pun la încercare pe adorabilul și evoluatul meu Gorm, să văd cum se descurcă în luptă. Voi începe cu cartea de îndemânare Hammer Gorm, dar fii atent! Nu luăm prizonieri! Hei, așteaptă puțin! Dan, nu mă subestima pentru că... După ultimele clasamente, Bakugan te ajung din urmă, așa că mai bine nu te mai da mare, prietene! Bun, acum că am lămurit și chestia asta, cred că e